La câteva zeci de kilometri de războiul din Ucraina, Republica Moldova este totuși implicată în război, în război hibrid. Asta o recunoaște toată lumea. Și astăzi vreau să vorbim despre oștirile care sunt implicate în acest război, dacă face față guvernarea acestui război, care sunt urmările imediate și cele posibile, uitându-ne la experiența vecinilor mai apropiați și mai îndepărtați. Despre asta discutăm astăzi cu Nicolae Negru și Vitalie Călăgoreanu. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Am să încep de la următorul punct. Romeo Cemârtan a fost în nord, în două localități populate, una eminamente de ucraineni, etnici ucraineni, și alt sat populat de ucraineni moldovenizați, convențional, și a descoperit, mă rog, nu e o mare revelație, a descoperit oameni de etnie ucraineană care, în proporție de, judecând după reportajul lui Romeo, în proporție de 90% îl îndinovățesc pe Zelenski pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și spun, evident, trebuie să fie de partea rușilor, că Romeo așa întreabă, sunteți de partea cui? Ei spun, cu rușii, pentru că și urmează două puncte, refrenul care îl auzim la pseudoprotestatarii din Piața Mare a Adunării Naționale sau unde mai defilează ei. Și deci vă întreb, ce trebuia să fi făcut statul Republica Moldova, astfel încât cetățenii ei de etnie ucraineană să nu aibă această impresie, dar la un moment dat s-ar putea și să acționeze în consecință, că rușii au dreptate după ce că îi omoară pe militare și civile ucraineni. Domnul Negru. În primul rând, trebuia să aibă grijă statul ca cetățenii ucraineni sau cetățenii de etnie ucraineană să nu fie oameni sovietici, adică să nu rămână sovietici, cumva să le se trezească conștiința națională sau conștiința etnică, dacă există. Dar, din păcate, noi i-am lăsat în bătaia tunurilor mediatice din Rusia, din Federația Rusă, și așteptăm alte rezultate. Eu cred că dacă ar exista o legătură spirituală sau, eu știu, sufletească, mai bine zis, dintre ucrainienii de aici și cu ucrainienii de dincolo, atunci cred că punctul de vedere al lor ar fi altul. Dar nu există această legătură. Noi avem sate alături unde locuiesc etnici ucraineni, dar ei nu sunt de fapt etnici ucraineni. Ei sunt ucraineni rusificați și sunt oameni sovietici, adică trăiesc încă cu trecutul, nu trăiesc cu prezentul sau cu viitorul. Și zi de zi, seară de seară, ei asta privesc, televiziunile de la Moscova. Deci dar de acolo spuneți că cei care sunt ucraineni în Moldova sunt alții decât cei care sunt ucraineni? Ei nu sunt ucraineni. Ei doar sunt cu numele ucraineni. De altfel, asta se referă nu numai la cei de etnie ucraineană, se referă și la celelalte minorități. Și chiar la majoritate se referă că ei nu sunt nici români, nu sunt nici găgăuzi, nu sunt nici bulgari, ei au rămas homo sovieticus și ei au rămas în spațiul informațional al Rusiei toți acești 30 de ani. Nu s-au depărtat nici cu un metru. Și au fost expuși influențelor propagandistice dinspre Est. Pe vremea când erau conduși de Nicolae Leinic, una din formațiunile lor, deputatul Nicolae Leinic, exista un spectru mai larg, totuși. Eu n-aș generaliza. Eu cunosc cel puțin o branșă a ucrainenilor pe care, de exemplu, o reprezintă Veronica Arpintin.
excelentă vorbitoare de limbă română, ea convoacă femeile la sărbătoarea cămașei naționale, dar asta probabil e mai curând o excepție. Cunosc și eu. Eu totuși, mie îmi permit să generalizez cifrele, felul cum votează acești cetățeni. Ei votează pentru partidele pro-ruse, ei nu votează pentru partidele pro-europene, de exemplu, așa cum votează majoritatea ucrainenilor acum și înainte, de altfel, erau și pro-NATO și erau și pro-independență, pro-UE. Să ne amintim că Ucraina a fost prima republică sovietică care a organizat referendum de ieșire din componența Uniunii Sovietice, de declararea independenței Ucrainei. Și majoritatea ucrainilor a votat. În țările baltice lucrul ăsta s-a făcut prin referendum, s-a făcut prin decizii ale parlamentelor respective. În Ucraina s-a organizat un referendum, dacă vă amintiți, secretarul de stat al Statelor Unite a mers în Ucraina să-i convingă să nu proclame acea independență. Deci nu există o legătură între Ucraina, poate e și o problemă a Ucrainei, adică că nu s-a prea interesat ce se face aici. Ambasada Ucrainei la sigur este. Ambasada ucraineană, da. Dar dacă ar fi ca cetățenii respectivi să privească, de pildă, mass media, să privească televiziunile ucrainene, dar ei nu privesc televiziunile ucrainene. O să revenim cum anume trebuia să nu îi lasă pe acești ucraineni în starea lor de homo sovieticus. Și Vitale, dumneata, ce zici despre fenomenul ăsta? Că, apropo, noi din politeță nu prea vorbeam despre refugiații ucraineni, dar în mediul refugiaților ucraineni auzim la fel voci. El a fugit de bombe, dar îl învinovățește pe Zelenski, că vezi, doamne, l-a luat de pe cuib. Fără îndoială că descrierea pe care ați făcut-o dumneavoastră este un efect al propagandei rusești în toată zona, nu doar în Republica Moldova. Acum, întorcându-mă un pic la ce ar fi putut face statul Republica Moldova, la prima dumneavoastră întrebare, eu cred că statul Republica Moldova putea face în așa fel încât acești cetățeni ucraineni să aibă acces și la alte surse de informare în alte limbi. Și aici vorbim despre o restanță pe care o au autoritățile Republicii Moldova și nu vorbim doar de actualele autorități moldovene, dar vorbim de toate guvernările care s-au perindat până acum în Republica Moldova în cei 30 de ani de independență, pentru că noi nu am făcut aproape nimic pentru a încuraja studierea limbii române. De către acești cetățeni nu am făcut nimic pentru ca ei să fie suficient deconectați la instrumentele care le oferă studii și așa mai departe în limba ucraineană. Și am făcut greșeala asta nu doar în raport cu ucrainenii. Noi facem în continuare această greșeală în raport cu găgăuzii, rușii și așa mai departe. Adică nu încercăm să le oferim instrumente prin care ei să se conecteze la piața mediatică pe care noi o consumăm sau pe care o consumă vorbitorii de limbă română, pe care o consumă ceilalți cetățeni. Adică am lăsat practic un segment mare de populație de la noi, din Republica Moldova, la discreția propagandei ruse. Și asta a fost și este o greșeală pe care o comitem în continuare. Noi nu facem nimic pentru a schimba această stare de lucruri. Și, evident, cei care uneltesc scheme împotriva independenței și împotriva integrității Republicii Moldova folosesc această gafă pe care o face Chișinăul pentru a-i atrage în câmpul lor informațional și pentru a-i zombifica și îndrepta la un moment dat împotriva sau pentru a-i face să joace după cum vrea
Putin în momentul acesta. Acum trebuie să vă provoc o întrebare, că asta e rolul meu. Atunci când autoritățile ucrainene încercau pe moldovenii sau cei care se declarau români să fie ucrainizați, noi de aici din Moldova ne indignam, sau din România, ne indignam, spuneam, domnule, lăsați-i în pace. Nu e simetrică situația asta. Nu, sunt lucruri diferite. Noi tocmai că ce le reproșăm găgăuzilor, de exemplu, că ei nu asimilează sau nu se întorc la cultura lor, nu învață limba găgăuză, nu dezvoltă cultura găgăuză, dar s-au cramponat de trecutul sovietic și în continuare se rusifică și îmi pare că se rusifică cu o viteză mai mare decât se rusificau în perioada sovietică. Când s-a pornit această mișcare, au existat lideri găgăuzi care puneau accentul sau într-un fel îndemnau să introducem limba găgăuză, să vorbim limba găgăuză, să edităm cărți în limba găgăuză. Lucrurile astea nu se fac. Noi ceea ce le reproșăm ucrainenilor e ucrainizarea, închiderea școlilor. Noi nu le închidem școli găgăuzilor sau, să zicem, bulgarilor sau cuiva. Din potrivă, încurajăm. Deci e cum zic, o situație opusă proceselor care... Am înțeles. Apropo de găgăuzi, știm că încă de pe vremea lui Demirel, care a fost în vizită și le-a spus cu subiect și predicat, cum se zice românește, calea voastră este nu spre răsărit, calea voastră este spre NATO, acolo unde este și Turcia. Toți politicienii care vin de la Ankara, ei toți asta spun. Fiți împreună cu majoritatea, mergeți împreună și spre Europa. Și de ce găgăuzii și astfel o să ajungem la mijloacele pe care le pune în aplicare Rusia? Pentru că cu televizorul eu obțin mai mult decât Europa cu bănărit, cu investiții? Nu, să nu simplificăm. Rusia nu trebuie să depună mare efort. Condițiile actuale, prezentul îi descurajează într-un fel, îi dezamăgește. Era promițătoare perestroica, vorbeam despre Europa, vorbeam despre progres, vorbeam despre bunăstare, că vom trăi mai bine, lucrurile nu se întâmplă și atunci oamenii vrând nevrând se întorc în trecut și vrând nevrând sunt captivi acestei propagande care vine dinspre est. Adică nu e numai vina lor, e în mare parte și vina noastră. Terenul e fertil. Da. Vital. E vorba de ceea ce cunoaștem cu toții, o încercare a politicului de a diviza societatea și de a exploata anumite segmente din punct de vedere electoral și pentru politicienii care au fost la putere în Republica Moldova, a fost convenabilă situația în care să divizeze și să exploateze din punct de vedere electoral acel segment de acea populație din autonomia găgăuză. Deci, noi am făcut lucrurile astea practic conștient, judecând cumva că, nu noi, politicienii care au fost la putere, judecând că noi avem nevoie de acei oameni să gândească rusește. Da? Ei să iubească Rusia, pentru că noi de aici, de la centru, de la Chișinău, o să încercăm să ajungem în Parlament în diferite etape ale istoriei de 30 de ani, încălecând cumva calul ăsta și mesajele pro-rusești. Deci asta am făcut-o în cei 30 de ani. Am crescut acolo și am întreținut o populație dominată de propagandă în sensul acesta și noi nu avem cum să printr-o simplă mișcare să schimbăm mentalitatea acelor oameni. Chiar dacă vedem, vin oficiali din Turcia și le spun că nu e chiar ok ceea ce faceți și discute cu Bașcanul și discute cu politicienii din autonomia găgăuză, dar
schimbarea, dacă vrem să o facem pe bune, atunci trebuie să, să curgă cumva de la sine. Pentru că dacă o impui, ea nu vine foarte repede, în primul rând, pentru că oamenii sunt deja montați într-un anume fel și ei în continuare vor vota și vor gândi așa cum le spune Putin. Pentru că, din punctul de vedere propagandistic, la noi pe piața mediatică nu s-au schimbat lucrurile foarte tare, ca să sperăm măcar că va începe să se schimbe această mentalitate a acelor oameni. Am lăsat lucrurile cumva pe piața mediatică așa cum sunt. În autonomia găgăuză, dacă o să mergeți și să încercați să priviți televizorul sau să ascultați un post de radio în mașină, o să vedeți că se cântă și se vorbește doar rusește. Cred că un post de radio mai are niște programe în limba română și știri și atât. Deci noi nu conștientizăm pur și simplu o realitate pe care am creat-o și care acum funcționează împotriva noastră. Bine, eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus Vitalie. E interesantă chestia asta cu politicienii, dar ea nu s-a întâmplat de la sine, adică politicienii nu întotdeauna au acționat de capul lor. Moscova a stimulat anumiți politicieni, i-a chiar plătit, știm lucrul ăsta cu siguranță, și ei, într-adevăr, erau interesați și material, nu numai politic să obțină voturi, dar și material să-i țină pe acești oameni în calitate de ostateci sau, să zicem așa, în calitate de votanță ai lor. Ei îi cultivau prin aceea că îi izolau, îi țineau în izolare și îi țineau în contact permanent cu mass media din Rusia. Dar e adevărat că unii poate o făceau, să zicem așa, fără să se gândească, poate fără să primească bani, că ei erau setați pe mesajele acestea pro-ruse, adică poate că așa, din, să zicem, opțiunea lui era de felul ăsta, că el credea că, deși e puțin probabil că un politician sănătos la cap vedea o perspectivă, să zicem, în est și nu vedea de ce e bine să ne integrăm în vest. Doar și Voronin, când era la guvernare, el a îmbrățișat această idee pro-europeană. Dar atunci când Rusia a văzut că o parte din electoratul ei o ia spre vest, a început să stimuleze această rămânere pe loc. Cert este că noi trebuie să soluționăm problema asta și destul de repede. Cum? Pentru că, asta e întrebarea. Dacă, cum eu nu știu, pentru dar eu știu că de ce. De maniera ucrainenilor categoric și tăierea cozii pisicii nu a permis, de fapt, rigoarea democratică a europenilor, nu? Atunci când, pe vremea lui Plahotniuc, vorbeam cu dumneavoastră înainte de emisiune, când Plahotniuc a spart oarele prin Rusia, a fost nevoit să fie mai categoric și, de fapt, europenii au spus lăsați-o mai moale, cumva. Eu cred că un mecanism în sensul stopării acestui fenomen a fost generat săptămâna trecută, de exemplu, prin faptul că Rusia a fost recunoscută ca stat care finanțează terorismul. Lucrul ăsta face, nu că practic imposibilă, face imposibilă finanțarea de aici încolo a partidelor, a organizațiilor obștești de către Federația Rusă, partide și organizații din Republica Moldova. Deci finanțarea din partea Rusia în felul ăsta se oprește. Și e important acum... Dar era oprită și până acum, prin lege. Da, dar lucrurile se întâmplau. Da. Oricum, acum eu cred că penalitățile, inclusiv internaționale, în raport cu Republica Moldova, vor fi simțite dacă se va permite de aici încolo ca banii murdari
și pe segmente de destabilizare pe care îi trimite Rusia în Republica Moldova să vină în continuare, atunci vom avea o problemă cu cei care ne sprijină în momentul acesta. Dar noi trebuie să rezolvăm această problemă, ziceam un pic mai încolo, din simplu motiv că noi vrem în Uniunea Europeană. Pentru a ajunge în Uniunea Europeană, la un moment dat va trebui să facem un referendum în sensul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și noi nu putem să ne aventurăm într-un referendum de acest fel care să ieșuieze după un efort pe care îl facem imens, acum ani de zile tot muncim pentru acest deziderat. Deci noi trebuie să fim siguri că acea populație va conștientiza necesitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru asta trebuie să muncim, pentru asta trebuie să curățăm piața mediatică și să le dăm oamenilor de acolo informație de calitate bună, adevărată, nu propagandă. Eu vă numesc mâine ministru al presei, al culturii și vă spun, domnul Călăgăreanu, soluții. Una, două, trei. Ca în satul unde a fost Romeo Cemârtan să nu mai văd cetățenii ăștia îmbuibați de propagandă, parcă vorbesc cu Nebenzia sau Lavrov, eu am învățat. Deci, la modul practic, ce putem face? Eu noi putem ajusta... la Chișinău am freedom-ul pe cablu, dar ei cred că nu se uită la freedom. Noi putem să ajustăm legislația, în primul rând, astfel încât să impunem reguli clare. Să dăm termene exacte în care instituțiile de presă din acele regiuni să se conformeze legislației și să nu extindem aceste termene foarte mult. Să le cerem ca să-și ajusteze grilele de emisie, să-și ajusteze politica editorială foarte repede, pentru că așa ne spun cei de la guvern și de la președinție că noi vrem un proces de aderare rapid și asta înseamnă că acest proces sau momentul acelui referendum de care ziceam, va veni foarte rapid. Dar noi vorbim despre lucruri pe care sperăm să se întâmple foarte rapid, dar lăsăm în paralel Radio Pridnistrovie să difuzeze propagandă rusească în Chișinău. Astăzi, acest post de radio difuzează propagandă. Și noi ce vrem? Noi avem pretenții față de cei de la Comrat? Trebuie să avem pretenții față de lucrurile oribile care se întâmplă pe piața mediatică, în primul rând, din Chișinău. Dar și la Comrat, la forumul presei, vorbeam cu colegi din Găgăuzia care, în ideea asta, spuneau cine vrea să se uite la Soloviov și așa mai departe, de fapt, trebuie plătește 1 euro pe lună, îi dă cineva acces la VPN-ul cu toată floarea de canale rusești și interdicțiile impuse prin lege de Consiliul Audiovizualului sunt zădărnicite. Nu, are acces cel care vrea. Da. Nu cred că mulți o să găsească, că o să vrea să plătească da, neapărat. Dar mai greu trebuie să cumperi antenă satelit. Totuși, Europa a învățat niște lecții. Ați văzut ceea ce spuneați atunci, că reacția la interdicția buletinilor de știri din Rusia, sau emisiunilor politico-militare și așa mai departe, a suscitat niște reacții, zicem așa, nu tocmai entuziaste din partea europenilor. Au început a vorbi despre pluralism, democrație, dar cum s-a început războiul, au fost interzise Sputnik, a fost interzise Russia Today, deci nu s-au mai întrebat că... Adică au scos mănușile albe? Da, da. Au scos mănușile albe și au învățat lecția și au zis că nu cu... Rusia profită de democrație pentru a semăna antidemocrație, pentru a-i spăla pe creier pe cetățeni și pentru a-i amăgi în cel mai, să zicem, cinic mod. Fiindcă e adevărat, ar fi foarte bine să aibă cetățeanul opțiuni cât mai multe, dar dacă vezi că un stat care finanțează terorismul în mod premeditat spune minciuni, manipulează, dezinformează, păi cât poți să mai suporți așa ceva? Adică ar fi nenormal, nu? Să
sub paravanul acesta al democrației, al pluralismului, să accepți minciunile, că poate unii oameni își vor da seama. Dar iată că nu toți oamenii au posedă, să zicem așa, cunoștințele necesare pentru a-și da seama. Și unii chiar cred. Și mai ales că asta cade pe fertilul, să zicem, mentalităților. Terenul nu e gata pentru asta. Noi nu trebuie să conștientizăm că noi nu suntem într-o realitate firească în momentul acesta. Noi avem un război la hotar. Ucraina luptă pentru securitate, inclusiv pentru securitatea noastră în momentul acesta. Deci situația nu este una ordinară. În situații extraordinare, și noi suntem în stare excepțională de un an și ceva deja, întreprinzi măsuri extraordinare. Și dacă recunoaștem toți că propaganda este partea războiului hibrid, deci trebuie să întreprindem acțiuni pentru a stopa această propagandă, pentru a nu permite instrumentelor războiului hibrid să ne influențeze în continuare. În sensul ăsta, nu mai faci pași cu mănuși albe, da? Dar faci pași foarte hotărâți și tai pur și simplu chirurgical anumite lucruri. Aici vreau să vă întreb, m-ați adus exact în punctul ăsta, dacă urmare acestor intervenții chirurgicale, Rusia nu cumva găsește act de cojoc și închide gazul, bombardează anumite noduri asta... care... Deci Chișinăul are curaj și posibilități de alternativă ca să fie categorică? Da, astea vor fi consecințele. Noi cumva parcă ni le-am asumat. Avem un contract cu Gazprom, vedem că Gazprom nu și îl respectă în totalitate, deci nu putem miza pe pe buna credință a partenerului din Rusia. Și vedem că folosește această armă energetică, oricum o folosește împotriva noastră. Au fost identificate niște posibilități de a cumpăra scump, dar energetic din punct de vedere a curentului și a gazului, cred că putem să ne asigurăm. Într-un fel, suntem cumva protejați. Urmează să facem acest pas despre care am zis. Dacă tot strigăm în gura mare că acesta va fi prețul independenței pe care trebuie să-l plătim, haideți să-l plătim odată și să ne rupem de acest șantaj rusesc, să ne aducem casa în ordine, să o curățăm de propagandă și de toate elementele nocive care fac ca populația asta să gândească ca un zombie. Apropo de ceea ce vedem și oamenii care vin și strigă jos Maia Sandu în piață și așa mai departe, și să începem să trăim și noi și să ne mișcăm spre acea luminiță de la capătul tunelului, spre Uniunea Europeană, dar cu pași adevărați, nu cu declarații de presă și ipoteze că s-ar putea cândva să ajungem acolo. Nu, vrem să ne mișcăm repede, atunci trebuie să tăiem trecutul și să mergem spre viitor. Eu așa văd lucrurile. Nicolae, soluții concrete. Una din soluții, de exemplu, să-l trimit în satul respectiv pe Alexandru Slusar, care ieri a publicat pe Facebook un discurs foarte clar de mulțumire la adresa României, pentru că ea vinde Chișinăului curent electric la prețuri interne în loc să aplice tariful extern. De exemplu, și Slusar fiind etnic ucrainean, probabil ar fi mai convingător. Dar alte soluții urgente, astfel încât să deconectăm de la propaganda rusească populația asta. De ce a început războiul în Ucraina? De ce Rusia nu a continuat cu războiul hibrid? Ea ducea un război hibrid împotriva Ucrainii, cum îl duce și împotriva Republicii Moldova. Asta înseamnă că Putin a ajuns la concluzia, Rusia a ajuns la concluzia că războiul hibrid, soft power, nu mai funcționează. Asta e, de fapt, o recunoaștere a înfrângerii Rusiei în acest război, și informațional, și propagandistic. Și să ne uităm, ce a făcut Ucraina ca să supere Rusia așa de tare? De ce Ucraina
l-a făcut pe Putin să creadă că nu poate câștiga războiul hibrid. Și poate să procedăm și noi ca ei. Îmi pare că Ucraina a limitat accesul cetățenilor la mijloacele de propagandă ruse mult mai înainte decât ne gândeam noi să facem lucrul ăsta. Eu cred că exemplul Ucrainei trebuie studiat în acest sens. Dar dacă ne întoarcem spre noi, desigur că Rusia deja aplică acele pârghii despre care vorbeai mai înainte, și cu gazul, și cu energie electrică și așa mai departe, dar noi trebuie să conștientizăm că nimic nu se dă așa fără niciun efort. Și acest efort trebuie să-l facem. Numai trebuie să elaborăm o strategie și să o punem în aplicare. Mai mult decât atât, Rusia are aș în mânică și în felul ăsta vreau să trecem la analiza acestui focar de antidemocrație. Și când spuneați cum elitele rusești folosesc de fapt roadele democrației, inclusiv ca să duc cu propaganda în spațiile post-sovietice, dar ei personal, adică ei, bine mersi, fosta nevasta lui Putin, cumpără avieri în Europa, beneficiază de democrație europeană pentru ca, de fapt, să blameze Europa și democrația și populația internă s-o țină în întuneric și cu ieșitoare afară. Deci, și despre asta vreau să vorbim, dar ce aș s-ar putea să mai aibă Lavrov și... Mie îmi pare că a pus deja. Mai are încă bomba atomică, are rachete cu ogive nucleare, altceva nu mai are. Deja a aplicat totul. Mai poate bombarda centralele electrice, termice, rețelele electrice și așa mai departe. Vedem ce face în Ucraina. Dar asta nu poate dura la nesfârșit. Dar în raport cu Moldova? Da. Și exact același lucru și în raport cu Republica Moldova. E adevărat că rezistența cetățenilor din Republica Moldova, nu știu dacă o egalează pe rezistența ucrainenilor. E o problemă, dar Rusia nițel în altă situație după ce bombardează Ucraina. Cum va explica de ce bombardează? Înțeleg că are probleme cu Ucraina. Cu Republica Moldova spunea el că există persecuții, hărțuire a populației de limbă rusă. Asta o să înceapă. Eu cred că noi trebuie să ne pregătim pentru asta și avem anumite argumente. Noi până acum i-am lăsat într-un fel pe cetățenii noștri în bătaia turnurilor propagandistice ale Rusiei, dar nu i-am spus cetățeanului din satul unde a fost reportul dumneavoastră, da, Romeo, nu le-am spus că Lavrov și ceilalți copiii lor sunt în Occident, ei proprietățile lor sunt în Occident. Cel mai mare propagandist sau unul dintre cei mai mari propagandiști ai Moscovei, unii sunt vilele lor. În Italia, pe țărmul Mediteranei sau Miami și așa mai departe. Deci Statele Unite ale Americii. Adică noi trebuie să luptăm pentru cetățenii noștri. Până acum noi nu am luptat. Noi am crezut așa că îi lăsăm așa în voia lor, ei se vor descurca singuri. Nu se descurcă, fiindcă se aplică metode nepermise. Adică când tu lupți, zici că eu sunt karatist, dar cineva vine cu barosul și îți dă în cap, este un proverb sau o zicere rusească, protiv lomă, net prioma. Da, eu da. Cu parul, tu cu fularul, Vitali. Da. Ce măsuri s-ar putea să mai aplice Lavrov, Kremlinul? Atâta timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova trebuie să-și facă griji de o singură pârghie pe care o are Rusia, din punctul meu de vedere. Unii au numit-o generalul Iarna. Da, într-adevăr, dacă afară va fi din ce în ce mai frig, noi sau mulți în Republica Moldova își vor pune întrebări, inclusiv cu cine era mai bine.
Și nu o să se gândească că acesta este anul în care noi trebuie să rezistăm cu orice preț pentru a face acea ruptură de care am zis un pic mai înainte. De asta autoritățile și partenerii externi ai Republicii Moldova trebuie să se gândească foarte serios cum fac în așa fel încât cetățenii Republicii Moldova să reziste din punct de vedere energetic în această iarnă. Efortul cu compensațiile pe care l-au făcut este unul bun, dar pentru anumite familii, din punctul meu de vedere, va fi insuficient. Și acest efort trebuie continuat, discuțiile cu partenerii externi trebuie continuate pentru ca acest ajutor să vină. Noi, da, eu tot am această frustrare că noi permanent cerem ajutor și mă gândeam ieri, noi în agricultură cerem ajutor, noi la secetă și așa mai departe, tot timpul noi cerem ajutor. Da, dar în momentul acesta noi altă soluție nu avem pur și simplu, pentru că din țara asta s-a furat 30 de ani cu sacul, nu a făcut nimeni nimic pentru a debranșa Republica Moldova de șantajul rusesc și de tot ce înseamnă energetică rusească și așa mai departe. Acum a apărut această fereastră de oportunitate, trebuie să o folosim și dacă nu vom avea susținerea necesară din partea prietenilor noștri externi, noi pur și simplu vom ieșua, iar la următoarele alegeri lucrul ăsta, acest eșec se va vedea. Nicolae a făcut aluzie sumară la persecutarea, între ghilimele, populației vorbitoare de limbă rusă, condamnarea lui Șor, interzicerea partidului, va fi oare un motiv pentru ca Moscova să zică, iată, ați persecutat și mai ales Șor stând în Israel, mai ales Israelul nefiind foarte hotărât în ajutorarea Ucrainei, este asta un hop de care va avea de trecut Chișinău? În primul rând, depinde de argumentele pe care le vom vedea la final, când dosarul va ajunge în, sau toate dosarele în privința lui Șor vor ajunge în judecată, care sunt argumentele procurorilor. Și dacă aceste argumente vor fi clare, că omul a furat și așa mai departe, eu cred că nu mai contează argumentul ăsta politic și așa mai departe. Omul a furat, da? Trebuie să facă pușcărie, punct. În privința vorbitorilor de limbă rusă, nimeni nu suprimă vorbitorii de limbă rusă în Republica Moldova. Ei sunt liberi să vorbească și să se simtă comod, așa cum s-au simțit și până acum. Nimeni nu are nicio problemă cu asta. La fel cum nu avem nicio problemă nici cu alte minorități naționale să-și vorbească limba și așa mai departe. Problema pe care o vedem noi este la nivelul propagande pe care o consumă acești oameni. Noi aici trebuie să intervenim chirurgical. La asta m-am referit atunci când am zis de acea intervenție. Sigur că Rusia va încerca să exploateze și elementele astea cu pușcăria pentru hoți și așa mai departe, punând-o cumva în contextul că se suprimă anumite libertăți ale rușilor în Republica Moldova, pentru că Rusia asta știe să facă. Dar la modul real, noi în spatele acestei protecții pe care o avem acum din partea Ucrainei, noi trebuie să ne facem repede schimbările aici, acasă, și să folosim la maximum această posibilitate, inclusiv să ajustăm lucrurile în plan propagandistic în piața mediatică, inclusiv să vedem dacă nu cumva este un moment foarte, foarte bun pentru a soluționa problema transnistreană, pentru că fără soluționarea problemei transnistreene nu o să ajunge în Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci e nevoie să avem un plan foarte, foarte, foarte clar. Și lucrul ăsta este acum în mâinile guvernanților, să se gândească, să-l elaboreze și să-l arate. Nicolae, este Șor exponentul vorbitorilor de limbă rusă în sensul politic? Noi parcă nu ne-am uitat foarte atent atunci când el s-a împrietenit cu Klimenko. Dar când a
a apărut această legătură foarte vizibilă, lumea și-a dat seama că, de fapt, Șor vrea să joace pe cartea asta, pe cartea asta, și de aici, pornind, iarăși Transnistria. Deci Transnistria este miza cea pe care auziserăm când se pregăteau rușii să sape tunel pe la Odessa, să vină peste Transnistria și să recupereze tot sudul. Acum Transnistria mai are potențial destabilizator, cum se vorbea într-un avertisment a ucrainenilor. Desigur că are potențial de destabilizare, dar să începem cu Șor. Uh-huh. Există o relație între Moscova și Șor? Dacă a ajuns Șor să fie solicitat de la RIA Novosti, să fie întrebat, el să răspundă, ceva acolo se leagă. Rusia are nevoie de cineva. Dodon e și el într-o situație vulnerabilă, l-am văzut că face niște viraje. Și Dodon este un perdant, a pierdut alegeri guvernamentare, a pierdut alegeri prezidențiale, pe el s-a mizat mult, a fost finanțat foarte bine, generos. Șor, pe de altă parte, este un om victorios care adună, sondajele arată că tot mai mulți adepți, că partidul lui adună mai multe intenții de vot. Și aproape, uneori, în unele momente, parcă ar ajunge Partidul Socialist. Dar e jenant pentru Moscova să se lege cu Șor, fiindcă în viziunea, în concepția multor cetățeni ai Republicii Moldova, Șor totuși este cel care a furat miliardul, sau e unul dintre cei care au furat miliardul. Și acum ce? Moscova doar nu vrea să se limiteze la segmentul pe care îl manipulează, pe care îl operează Șor. El vrea să cuprindă toată Republica Moldova. Am văzut scenariile FSB-ului. Sunt acolo trei scenarii și un scenariu e să fie acaparată toată puterea în Republica Moldova, să fie răsturnată această guvernare și să organizeze un referendum peste un an, să organizeze un referendum de intrare a Republicii Moldova în componența Rusiei. Planuri mărețe are FSB-ul. Nu știu dacă FSB-ul în operația asta mizează pe Șor. Probabil trebuie să vină altcineva. Poate primarul general al capitalii, acea mișcare alternativă națională, se spune doar în documentele și în dezvăluirile jurnaliștilor, am văzut, dar și în această declarație a trezoririi de stat din Statele Unite ale Americii, se face o legătură între FSB și această mișcare alternativă națională, care chipul este pro-europeană. Aici trebuie să fim foarte atenți încotro. Ce este? Care e esența acestei mișcări? Dar vedeți că Ceban a negat cu îndărătnicie, păi, normal, categoric, că nu l-au ajutat consilierii care mișunau pe la partid. Normal că el o să nege. Ați vrea? Dar ce, Dodon a recunoscut ceva? Sau ce? Șor recunoaște? Numai că, iată, Șor a trimis deputații săi la Moscova, au fost acolo. Lui Șor îi face Moscova un cadou, zice că importăm miere din autonomia orheiană, sau cum s-o numește? Viitoarea capitală Moldovei. Viitoarea capitală, viitorul Monaco, Moldav. Sau că poate că gaze să livreze nu numai la Chișinău, dar să livreze cumva prin Orhei, direct în Orhei. Ei s-au și laudat că o să aducă cu căldare acolo. Deci ceva se face. Clar că și potențialul destabilizator al Transnistriei nu va fi ignorat. Aici mai am anunțit doar Krasnoselski. Și dacă ei într-adevăr sunt acum între Scila și Caribda, dacă într-adevăr depinde Chișinău de robinetul de la Chișinău cu gazul și cu alte... Da, ei depind, ei nu primesc volumul de gaze care era prevăzut în contract, dar interesant, Moscova
vrea prin asta să creeze sau arunc un măr al discordiei, lasă să bată Chișinăul cu Tiraspolul din cauza acestor gaze. E și asta o pârghie, e și asta o modalitate de a destabiliza situația. Lui Krasnoievski, cred că și celorlalți, în majoritate, în afară de agenții plătiți și așa mai departe, eu cred că ei, într-adevăr, se află între Ciocan și Nicovală. Cui îi surâde perspectiva, să zicem, să intre în război cu Ucraina? Nu cred că, chiar oricât de vitej ar fi ei acolo, își dau seama că cu ucrainienii mai bine să nu se pună. Acum ei ar vrea să se apropie, dar iarăși în termenii lor să se apropie de Chișinău, dar Chișinău să cedeze și în sistemul bancar, și în calea ferată, și circulația și așa mai departe. Asta ar vrea, asta e pârghia de șantaj a Republicii Moldova. Și s-ar putea mâine poi mâine Rusia să zică: luați-o, Transnistria, să ne pune în brațe, să spunem așa. Dar în condițiile lui Krasnoievski. În condițiile lui Krasnoievski. Sau să vadă în dependență cum merge, în funcție cum merge războiul în estul Ucrainei și dacă Ucraina înaintează, dacă forțele armate ale Ucrainei au succese mai mari decât au fost până acum, atunci Moscova poate să se grăbească să arunce Transnistria ca pe un cartof fript Republicii Moldova și să pune niște condiții pe care nu le-ar putea pune atunci când va suferi înfrângere. Adică să anticipeze acest eșec în război. Nouă ne rămâne să nu ne grăbim, să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă și să acționăm în funcție de interesele noastre. Dar mai cu seamă, proverbul graba strică treaba e foarte valabil acum. Vitali, Transnistria și potențialul de stabilizare. Da, eu mizez pe aceste declarații care tot vin de la oficialii din Ucraina, că în privința Transnistriei există un plan post-război, atunci când Rusia va fi înfrântă, problema transnistreană va dispărea. Sigur că nu se oferă foarte multe detalii în privința acestui plan. Din câte înțeleg, acest plan există. Din câte înțeleg, acest plan este unul non-militar și nu putem decât să facem analize. Dar cel militar la planul ăsta făcea trimitere de două ori, l-am auzit eu personal, pe Aristovici, care spunea: formulați solicitarea și noi vă vinim în ajutor chiar mai repede decât vă imaginați voi. Dacă puteți să ne spuneți de ce Chișinăul dă senzația că respinge această ofertă, contând pe acel plan strategic de viitor non-militar, cumva? Da, eu sunt convins că asta este miza Chișinăului. Nu ne trebuie un război. Adică toată lumea înțelege că la ceea ce avem acum numai un război cu sau o scânteie ne-ar trebui în Transnistria pentru a avea iarăși destabilizare acolo. Eu înțeleg și am văzut unele declarații făcute de în interviuri oferite de jurnaliști ucraineni, jurnaliștilor din Republica Moldova, în care s-ar invoca acest plan militar de care ziceți dumneavoastră și miza ucrainenilor în sensul ăsta ar fi depozitul de la Cobasna, care este ar fi umană cerească pentru armata, pentru armata ucraineană în momentul acesta. Adică dați-ne nouă tot armamentul de acolo, dați-ne voie să ne luăm tot armamentul de la Cobasna, că noi vă eliberăm acel teritoriu și băgați poliția acolo. Planul ăsta eu îl înțeleg, dar el, din punctul de vedere al șanselor Republicii Moldova și din perspectiva Republicii Moldova, nu este un ok. De asta cred că se va merge mai degrabă pe
celălalt plan, pe planul non-militar, se mizează foarte mult pe victoria Ucrainei în războiul declanșat de Rusia împotriva ei, pentru ca, la un moment dat, probabil pot să intuiesc cum se va întâmpla asta, doar e la nivel de supoziție, după o întâlnire eventual a Maiei Sandu cu Zelenski, cei din regiunea transnistreană vor primi o ofertă, ca să zic așa, ori faceți ceea ce trebuie să faceți și să eliberăm acel teritoriu și să-l aducem în câmp constituțional al Republicii Moldova, ori altă soluție. Și atunci lucrurile o să fie mai clare. Acum însă cu o Rusie înfrântă, asta e important să spunem aspectul ăsta, dacă Rusia nu este înfrântă, atunci noi planul ăsta nici nu are rost să-l mai discutăm. Asta e ceea ce cred eu. Pe final, o simplă curiozitate despre prietenul meu, Dodon, între ghilimele prietenul, totuși a condamnat el sau nu a condamnat războiul, văd că își retrage condamnarea, lumea zice că i-a intrat cineva în cont, au fost hackeri care au scris în locul lui, el n-a dezmințit. Eu am privit amândouă declarațiile. Așa? Da, în prima declarație el a condamnat războiul. L-a luat gura pe dinainte? Probabil, dar nu e prima dată când îl ia gura pe dinainte pe Dodon. Da, poate omul a spus în sfârșit ceea ce simte și ceea ce crede. Numai că după asta probabil a primit un telefon de undeva și s-a răzgândit și a găsit repede modalitatea și prin cine ca să dezmintă această informație. Deci eu cred că da, felul în care s-a exprimat prima dată, pentru mine e clar, a condamnat războiul. Dar tocmai faptul că și-a rectificat propria declarație arată ceea ce spune Nicolae, că are cordonul umbilical financiar. Da, aveți îndoieli în asta? Nu, eu n-am. Dar aștept justiția să ne arate da, și probe. Da, exact. Noi toți așteptăm justiția să ne arate toate probele și să-l vedem în sfârșit acolo unde este locul. Dar e deplâns într-un fel, e un personaj jalnic, jenant, să spui într-adevăr, să vede clar că condamnă aceste bombardamente ale Ucrainei, își dă seama că noi nu avem curent electric din cauza că Rusia bombardează. România, într-adevăr, ne vine în ajutor, lucrul ăsta trebuie spus, iată, el recunoaște. Interesant că pentru această răzgândire a lui a fost atacat de confrații din Partidul Comuniștilor, da, da, care au rămas oripilați de recunoașterea românilor drept frați. Li s-a părut lui Voronin sau cui acolo, sau poate lui Starăș, care a fost să facă slujă în fața lui Putin, dar asta eu cred că trebuie, această întoarcere, acest viraj al lui Dodon, trebuie să ne facă să ne gândim totuși la problema care am discutat-o mai înainte, politicienii noștri care zic că trebuie să mergem, să ne unim sau să facem alianțe cu Rusia sau să fim neutri, fals neutri. Politicienii aceștia nu sunt independenți și Maia Sandu, partidul, guvernarea actuală are toate pârghiile, consider eu, să elimine acești bani. Și banii furați, șorp cu care se folosește șor și așa mai departe, și banii care vin de la FSB, de la serviciile speciale ale Rusiei, să fie eliminați din circuitul politic. Altfel, nimic nu se va întâmpla în Republica Moldova. Cred că noi jurnaliștii și în special reporterii parlamentari ar trebui să urmeze sfatul lui Nicolae și al lui Vitale, într-adevăr, să ia la întrebări pe parlamentari de amărânțelul și să-i întrebe, nu crâm naș sau nenaș, dar în subiectul războiului ucrainean, cine este agresorul, cine este victima, să-i scoatem la suprafață pe nefsiota codnoznacniki, așa le zic rușii, da? Ăștia care se ascund după nefsiota codnoznacna. Astfel încât să nu fie ei viteși după război, mai ales pe victoria Ucrainei. Dar acum, pentru că pentru ucraineni este extrem de important să vadă cu cine și cine se solidarizează
aici în Republica Moldova și ce resurse se pot mobiliza tocmai pentru a influența modul de percepție și gândirea acelor cetățeni la care am făcut trimitere în începutul acestei emisiuni. Eu personal mă îngrijorez mai cu seamă din cauza nepoților la femeile alea care au apărut la televizor spunând așa cu mâinile în brâu că vrem cu rușii. Pentru că la sigur nepoții lor plecați la Chișinău, plecați în străinătate, la studii în România. Deci uitându-se la mătușele astea care plădează cauza Kremlinului, se îndepărtează. Războiul din Ucraina a săpat prăpastii enorme în familii. Și iată, o dovadă după mine este acest reportaj de la Vocea Basarabiei din satul cu etnici ucraineni. Mătușele astea au copii pe care ele, având și votul, îi îndepărtează și efectele pe termen lung ale acestei îndepărtări, ale acestei prăpastii între generații, ne va da bătăi de cap mari dacă vom ajunge la acel referendum despre care spunea Vitali Călugăreanu, când se va pune problema efectiv, am îndeplinit condițiile, avem dosarul completat, ce facem mai departe. Despre asta o să tot vorbim în continuare la Vocea Basarabiei, pentru că războiul ăsta sperăm să încheie cât mai repede posibil cu victoria Ucrainei și vom ajunge să numărăm victimele, reparațiile, daunele, partea juridică și cu cine și cum ne asociem noi, Republica Moldova, de partea cui suntem și tare sper că sătenii cu care a vorbit românul Cimortan să trezească și ei. Să rămână în minoritate, dar să nu mai fie atât de vehemenți, să schimbe părerea și pentru asta sigur că trebuie întreprinsă anumite acțiuni. Despre asta vom mai vorbi aici la Vocea Basarabiei. Pe curând!